Polițiștii din cadrul Poliției orașului Urlați, în timp ce acționau pe drumul județean 102K, au oprit pentru control un moped condus de un tânăr în vârstă de 27 de ani din comuna Tomșani. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că vehiculul nu funcționează ca fiind înmatriculat. De asemenea, tânărul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Întrucât acesta emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest care indica valoarea de 0,13 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de punere în circulație sau conducerea unui vehicul nematriculat și conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Tot la data de 4 august, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Bălțești, în timp ce acționau în comuna Șurani, au oprit pentru control două vehicule conduse de doi tineri în vârstă de 20 de ani din localitate. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că vehiculele nu funcționează ca fiind înmatriculate. De asemenea, unul dintre tineri nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de punere în circulație sau conducerea unui vehicul nematriculat și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.